Bine v-am În această prezentare vreau să explorăm condițiile istorice care au făcut ca atât Biserica Catolică cât și Biserica Adventistă să schimbe atitudinea față de teoria evoluției. În ce s-a existat o schimbare? Biserica Adventistă a fost totdeauna împotriva teoriei evoluției. De fapt, Biserica Adventistă este, este locul în care a fost creat creaționismul științific. Biserica Catolică a acceptat teoria evoluției, mai întâi ca o ipoteză legitimă, apoi ca fiind ceva mai, mai mult decât o ipoteză, în cele din urmă ca o teorie care uh, stă în picioare și, cum spunea Cardinalul Ratzinger, ca să-l citez, cred că nu l-am citat în prima prezentare, uh, spunea Ratzinger: Doves din mai multe convergențe, din mai multe discipline, uh, se întrezecă la în același punct, care arată că evoluția a avut loc. Deci, Ratzinger pare aici un om informat și vorbește despre uh, faptul că cercetări inter, interdisciplinare din diferite discipline, uh, independent de una de alta, toate duc la aceeași concluzie, numai că exact o evoluție, dar și cu privire la timpul în care a avut loc evoluția și la evenimentele principale din istoria vieții. Un argument foarte puternic și Ratzinger îl citează. Însă, uh, deci, așa cum am spus, adventiștii au fost împotriva evoluției, catolicii, au avut o de acceptare treptată a evoluției. Însă, a avut loc o schimbare în 2014, în ambele tabere. La ideea de dialog cu omul de știință, cu evoluție, cu, cu științele vieții, ideea de dialog între Biblie și știință, a rămas doar un titlu. Tot în autoritatea președului Ulsan, și ceea ce spune el, inclusiv, obligația adventiștilor de a se uh, izola de oameni de știință și de umaniști, de a nu discuta cu credincioși care se îndoiesc. Sau uh, uh, ultimatul categoric, că cine e profesor și crede altfel își dea demisia imediat și uh, vorbim de membrii de rând, uite să spune să se roage, până vor ajunge să se vadă lucrurile așa. Deci, orice analiză a argumentelor este respinsă în mod categoric. Acum, aici se află, să zic, eu, o diferență între catolici și protestanți despre care am mai vorbit, în sensul că protestanții de multe ori aduc argumentul calvinist al minții întunecate de păcat, așa că nu are rost să iei în considerare argumentul în rațiuni întunecate de păcat. Normal că când Iisus cu șarpele sub Crește s dar Asta nu fiindcă ce s e adevărat, ci fiindcă nu mai poți tu să vezi adevărul. Uh, însă, totuși, uh, este o mutație în sensul că dacă adventiștii totdeauna au fost împotriva evoluției, adventiștii ca unii care au inventat creațiunul științific și au investit milioane de dolari din zecime în el, uh, întotdeauna au fost adepții argumentului, al dialogului, al dezbaterii, dar au susținut că ei pot argumenta științific și că sunt gata să discute cu orice, orice, om de știință. De exemplu, țin minte, prin anii 70, citeam într-o revistă că o inspecție a Comunii lui Malinda i-a întrebat pe uh, cei de la Facultatea de Teologie dacă sunt dispus să accepte orice nouă descoperire a științei fără rezerve și aceștia au răspuns da, uh, cu rezerva mentală, că ei nu acceptă teoriile noi, ci numai descoperirile noi, faptele noi. Mă rog, aici este uh, or, o, un sofism, pentru că orice fapt științific este într-o teorie științifică, nu poate fi prezentat in, independent de o teorie științifică, fără o teorie științifică nu mai este un fapt, mai este o descoperire științifică. Uh, și, așa că, oarecum a fost o rezervă mentală, dar... Cert este că, măcar retorica au spus, da, suntem în gata să acceptăm orice nouă descoperire, să discutăm despre ea. Acum, tonul lui Wilson a fost categoric. Nu acceptăm nimic, nu discutăm nimic. Aceasta este concluzia la care trebuie să ajungeți. Dacă nu dați-vă demisia, punct. Pe lângă apelul la pseudoștiință, ca niciodată înainte, cum a fost cazul cu numele regiului David sau dinozauri, urmele de om și dinozauri, argumente ridicole de-a dreptul. Pe de altă parte, Biserica Catolică, care a acceptat întotdeauna o natura evoluției, are o schimbare în tonul Papei, care este foarte nepapal, neautoritar, în care uh, Papa încalcă o linie pe care o trasaseră o tra, o trăs, înaintașii și săi, toți cei trei papi dinainte lui care au vorbit în favoarea evoluției, uh, început cu Pius al XII-lea și cu au pus clar limita. Cercetării, când e vorba de domeniul sufletului și al religiei și al moralei, or, ori scuzați, Francisc, se apare dispus să accepte o explicație științifică, dacă vreți, o explicație evoluționistă a moralei, a familiei, a religiei, a sufletului, bineînțeles. În momentul când accepți că sufletul e ceva ce a evoluat, accepți că există o explicație evoluționistă pentru toate activitățile sufletului. Aici, Ratzinger se pare că calcă în mod clar un tabu catolic și îi trage președul de sub picioare la întreaga politică catolică împotriva anticocepționalilor și împotriva clonării și a experimentelor generice pe om. Ce explică această schimbare? Care este o schimbare divergentă. În sensul că este foarte clar că dacă adventiștii catolici s-au deosebit vis-a-vis -vis de față de teoria evoluției în 2014 noi vedem o divergență adventiștii au o decție clar antiștiințifică, dogmatică și Nils Olsen vorbește cu autoritatea unui papă în timp ce Francis I nu vorbește ca un papă nici măcar ca un președinte de conferință generală vorbește mai degrabă ca un teolog care are ochii deschiși și înțelege ce se întâmplă lume, și un teolog foarte progresist, care este dispus să accepte o explicare naturalistă a religiei și a familiei și a moralei și a sufletului, ceea ce pentru unii l-ar face materialist sau ateu sau comunist. Ce determină această schimbare? Vreau să vă zic în context istoric, vreau să încep cu începutul. în 1950. 1950, așa cum am spus, al xii 12 -lea. face afirmația lui că teoria evoluției este legitimă, că poate fi angajată în dialog, că omul poate cunoaște adevărul prin rațiune despre origini, că probabil evoluția are dreptate cu privire la originile biologice ale omului, deși mai există unele incertitudini, dar nu poate, evoluția nu poate explica totul, evoluția nu poate explica morala, religia, sufletul, etc. Și ca atare, biserica recomandă o concepție teologică care acceptă evoluția biologică a omului, însă, sau nu acceptă, amândouă sunt acceptabile pentru biserică, însă, cu rezerva că Dumnezeu a injectat un suflet nemuritor la o anumită dată și în acea dată homo sapiens a devenit om homo religios, sau cum se spune la tine așa, și uh, uh, atunci a devenit om după chipul șasunarului Lui Dumnezeu și după aceea a o căderea în păcat. Și din cauza asta nu putem vorbi de o evoluție morală. Uh, sufletul nu a evoluat, a fost creat. Mai mult decât atâta, nu poate să o evoluție morală, ci doar o cădere. Și o mântuire din căderea aceasta. Iar mergând mai departe, știm cu toții zigotul care are suflet și de unde... E crimă să folosești condomul sau să uh, folosești anticoncepționale și așa mai departe. Uh, de cealaltă parte, uh, în anul 1950, este un timp de formidabile deschidere intelectuală în Biserica Adventistă. Și Biserica Adventistă, printre altele, uh, începe să lucreze la comentariul biblic Advent, care este uh, un. Uh, un uh, zic, este probabil cea mai, cel mai mult lucru publicat în Biserica Adventistă. Este vorba despre o exegeză biblică științifică, despre prezentarea contextului istoric pe baza arheologiei biblice și a, arheologiei științei, iar și foarte științifică, apoi o trimitere la surse teologice științifice, chiar și un capitol cu com comentariile Elenei White, un sourcebook cu trimitere la surse teologice din toate părțile, Uh, o lucrare excelentă făcută de un colectiv în uh, anii 50. Tot în anii 50, uh, teologia de uh, se angajează în dialog teologii evanghelici și sunt, este publicat volumul care răspunde acest dialog, volumul Answers to uh, Questions and Doctrines, mă scuzați, uh, în care adventiștii recunosc că Ellen White nu este un profet canonic, că ispășirea a fost de până la cruce. Uh, că nu există perfect, generație perfectă și știm cu toții că această, uh, această Questions on Doctrine a stârnit o reacție foarte violentă în cercurile conservatoare până astăzi. Uh, Ți-e frică zis despre Questions on Doctrine, uh, ca uh, fiind un semn de apostazie și de acolo pro Hartland și toate uh, emanațiile acestea uh, de extremă dreaptă adventistă. În același perioadă, anii 50, cred că în 1953, dacă nu greșesc, biserica hotărăște să înființeze un, un institut de cercetări geologice. De ce? Pentru că Ellen White spune că dacă căutăm în... dacă Dumnezeu a lăsat în scoarța terestră și în structura geologică a planetei Mărturii foarte clare cu privire la potop și la o istorie scurtă a Pământului. Și că dacă oamenii nu au scuze, fiindcă nu vor să vadă aceste mărturii, tocmai de aia au fost puse acolo. Așa că un profesor de științe naturale adventist, un geolog de fotoliu, numit McCarthy Price, ia în serios ce spune Renoite. <fie> și el consideră că ceea ce spune Renoite poate fi considerat ca o ipoteză științifică care să fie testată. Și ca atare el consideră că Dumnezeu ne-a dat ipoteza de lucru prin descoperire, prin revelație, o ipoteză de lucru pentru ca să dăm o știință. Era perioada când adventiștii încă credeau în știință. Deci la data aceea, începutul secolului 20, adventiștii cred în știință și cred în posibilitatea, capacitatea rațiunii umane de a descoperi adevărul despre origini. Și institutul de, de cercetări geologice începe de la premisa că omul poate să găsească originea prin cercetare științifică. Deci o știință a originilor e legitimă, ceea ce nu se mai recunoaște astăzi. Și dacă se vor investi eforturi suficiente în cercetare, în geologie în special și în biologie, atunci vom ajunge să găsim niște argumente zdrobitoare împotriva teoriei evoluției în favoarea unei creațiuni recente și a potopului și a unei creaț creații fiat. Cătare în 53 este înființat acest institut și pentru că nu avem în biserică cercetători de asemenea calibru. Mai mulți profesori de științe, natur, de științe ale naturii sunt trimiți la cele mai mari universități, la Harvard, la Yale, ca să fac lucrare de doctorat și să lucreze, să fac fellowship, la celălalt universități să lucreze împreună cu cei mai mari savanți în cercetare, ca să învață cum se face cercetare. De asemenea, este o problemă că uh, toți biologii sunt evoluționiști. Vreau să spun foarte clar. Nu există în anii 50 un singur biolog neevoluționist în toată lumea. Biologia prin natura ei s-a dezvoltat din teoria evoluției. Așa că nu avem biologi. Și adventiștii hotărăsc să fabrice primul biolog creaționist din lume. Primul biolog creaționist a fost Frank Marsh uh, și a făcut lucrare de doctor la Harvard în anii 50. L-a avut ca îndrumător pe Teodor Dobanski, uh, creatorul sintezei moderne în biologie. Teodor Dobanski care a spus că în biologie nimic nu face sens fără teoria evoluției. Acesta a fost îndrumătorul lui Marsh. Uh, pe lângă că a fost un uh, un uh, biolog mare care, așa cum știm, probabil ceva nu știu, a combinat genetica cu selecția naturală. Uh, dar uh, Dobansk era un rus ortodox și foarte religios, uh, care însă știa să separe domeniile. Dar fiind foarte religios, l-a înțeles bine pe Frank Marsh. Și l-a luat în serios. Uh, I-a fost numai într dar și prieten. Marsh face cercetare uh, la Universitatea Chicago. Și înțelege că stereotipul pe care erau creaționistii despre biologi, a, aia care bat câmpii, care scu satana, care spun numai prostii, care la Dumnezeu mințile, nu este așa. Înțelege că evoluția are argumente foarte solide. Mai ales sunt anii 50 când pe baza linei Ludobanski încep uh, uh, genetica. Este uh, genetica este studiată ca mecanism al evoluției. Și cu toate că genetica e la început și în perioada când uh, uh, Marș face doctorat este perioada că să descopere sutra DNA-ului, Marș înțelege un lucru, că mecanismul evoluției, așa cum e prezentat în teoria Dobanski este foarte solid. Și uh, el vine cu o teorie care până astăzi este standard în creaționism. Uh, teoria. Uh, care are la bază noțiunea de baramin, cuvântul de specie, specia din Geneza. Ce este un baramin? Marș pleacă de la următoarea premisă. Că Dumnezeu a creat anumite genotipuri și fiecare baramin reprezintă un anumit genotip creat de Dumnezeu în mod special. Deci, ceea ce spune Marsh este că dumne... aceste genotipuri n- au evoluat dintr-un foc genetic comun, ci au fost create de Dumnezeu separat. Și acestea sunt baramine. Dar Marsh acceptă că aceste genotipuri nu se identifică cu specia, ci pe lângă faptul că există variabilitate genetică în cadrul unei specii, el recunoaște că această variabilitate există și în cadrul genului sau al familiei, da? dar există o variabilitate, de exemplu, vulpea și lupul și câinele în ultime instanță în același baramin. Și testul este pentru marș, faptul că se pot uh, reproduce sexual, chiar dacă urmașilor nu pot să aibă urmașul cum este calul și cum este caterul. Însă idealul marș a rămas predominantă în, în creaționism, mai ales în perioada anilor 50-60. Anume, există genotipuri care depășesc orizontul speciei. Însă nu este posibil ca un genotip să evolueze într-un alt genotip. Un baramin să devină al baramin. Uh, printre altele marș uh, este bineînțeles că zis, de spiritul profetic și uh, acele, uh, acele afirmațiile noi cum, la amalgamări pe el convinge că aceste amalgamări au fost experimente care cumva genotipul a fost amestecate între ele și că aceasta nu e după voia lui Dumnezeu și asta a adus potopul. Deci există niște genotipuri originare care au fost alterate și uh, Frank uh, March acceptă că această alterare a venit prin mutații genetice și prin selecție naturală în condițiunile lumii în care violența și păcatul mă rog, reprezintă norma, dar important este că Frank March în timp ce acceptă variabilitatea prin mutații și prin uh, crossing-over uh, prin mecanisme genetice în uh, în limitele baraminului, anumit genotip, numit baramin, nu acceptă că există un strămoș comun și că există posibilitatea ca un baramin să devine alt baramin. Da, bun, poate că lupa deveni câine, dar în niciun caz câine nu va deveni pisică, cam asta este ideea. Teza Lomarș putea fi susținută cu argumente științifice, să zic, deși implică o eroare logică. În sensul că teza lui se bazează pe absența dovezii, ca să zic așa. Dar aceea nu există dovada în genetica unui strămoș comun și nici a unei istorie a genilor care, printr-o specie, într altă specie. E, și, e, pe de altă parte, geologii, cei care fac doctorat în geologie, se întorc la e, Institutul geolo de Cercetări Geologice e, convinși că ei, dacă cercetează rocile independent de orice prejudecată, vor găsi argumente că acestea sunt tinere. Rezultatul pe scurt este că la sfârșitul decadei 60, concluzia celor mai mulți savanți cu doctorat în geologie la universități mari și biologi era aceea că viața este veche pe mult de milioane de ani și că evoluția depășește limitele propuse de Frank Marsh însă biserica crede încă într-un dialog numai că dialogul sau cercetarea a dus la concluzii diferite de cele care erau așteptate în optimismul lor savanții adventiști credeau că dacă iau uh, afirmațiile noi ca o ipoteză științifică este imposibil ca această ipoteză să nu fie demonstrată să nu, uh, ca fiind validă prin cercetare științifică și rezultatul a fost contrar toate informațiile științifice din geologie și biologie merge în o altă direcție. Trec care 60. Când ajungem la sfârșitul anului 60, 63, 64, Comisia Generală schimbă poziția. Deja se face curățenie la Geologic Research Institute. Este pus sub conducerea unui parazitolog numit Dr. Roth. Și misiunea acestui parazitolog este acela de a-i ține pe savanții în necoductina bisericii. Deci nu mai este vorba ca să avanții să cerceteze, ca să vadă care este adevărul, să testeze o ipoteză biblică, spiritul profetic. Ci misiunea să acum este să argumenteze în fața publicului că ceea ce spune Biblia și spiritul profetic stă în picioare științific, chiar dacă ei știu că nu este așa. Și în privința aceasta, unul dintre cei frustrați de Dr. Marș, care pe la urmă rămâne convins că are dreptate cu Baramin, și știți că Baramin devine paradigmatic în creaționism. În decada care va urma, în mare parte, torța această pseudoștiințe creaționism va fi preluată de Henry Morris cu originile bazele biblicele științei și potopul biblic. Și apoi va prea mișcarea intelligent design. Dar se mai întâmplă ceva între timp. Câteva evenimente. Primul eveniment este acela că datările radiometrice devin tot mai bine calibrate și tot mai precise. Așa că, începând din anii 40 și ceva, apar datările radiometrice, acestea devin tot mai precise, tot mai calibrate. Așa că, astăzi avem datări pe baza 40 de metode. Apar izotop și alte metode, care toate duc în aceea, la același punct. Deci că mai multe linii se intersectează într-un punct. Știm că în punctul acela este ceva, da? Pe măsură ce trece timpul, aceste datări radiometrice, care de acum măsoară și vârsta meteoriților și măsoară ciclurile magnetice, apare și teoria plăcilor tectonice. Și deja istoria planetei devine nu o problemă de, 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 de speculație și de de presupunere, ci devine o știință la fel de exactă ca istoria, să zic, ultimelor 2000 de ani. Deci este o știință foarte exactă ca datare, ca evenimente geologice. Toate aceste datări, noi forme de datare și to toate aceste noi, noi descoperim în geologie, fac imposibil de respins ideea că viața pe Pământ este veche de cel puțin 3 miliarde de ani și ceva. Că planeta Pământ se știe exact vârsta ei de 4,6 miliarde de ani, vârsta sistemului solar este aceeași, vârsta Universului de trei ori mai mare. Luc toate aceste lucruri au devenit nu presupune, ci certuri științifice. O altă problemă este că s-a dezvoltat genetica. Și atunci când genetica s-a dezvoltat, a foarte clar că teza lui Marș nu stă în picioare. În sensul că prin segmentarea uh, uh, ADN-ului s-a ajuns să se identifice genele care au trecut dintr-o specie în alta în istoria vieții și au fost dus mutațiile care au avut loc într-o specie și apoi au fost transmise în alte specii care s-au uh, despărțit din, din aceasta. Au, au fost. A putut, uh, pe baza ratei mutațiilor în ADN, să se. Uh, să se evalueze istoria vieții independent de geologie. Și toate aceste descoperiri din genetică au fost ca evoluția să constituie un fapt. În această perioadă, să zic, rămâne în picioare afirmația pi lui Pius XII pentru catolici, iar la adventiști există tot mai multă neliniște în fața științei, tot mai mult dogmatism, tot mai multă precauție în a cerceta. Domnile de cercetare sunt axate acolo unde se știe că nu se va găsi nimica nu se caută să se testeze o ipoteză, ci se caută mai degrabă să-ți dea impresia că se cercetează ceva. Când, de fapt, scopul este acela de a izola publicul din Biserică de Informație Științifică. Cred că, în momentul că este anul 2000, când s-a decodat genomul uman, și decodarea genomului uman arată ceea ce deja fosilele din Africa sugerează de multă vreme, anume că omul, cimpanzeul, gorila și urangutan au un strămoș comun și e, argumentele din genetică sunt irefutabile. Țin de mutații în gene false, de arheologia gelor, ca să zic așa, de retrovirus inserați în genom, într-o anumită poziție, care se găsește, să zic, și la cimpazeu, și la gorilă, și la om, și la bonobo, dar nu la orangutan. Deci se pare că a fost acolo înainte de despărțirea orangutanului. Originea animală, biologic, din punct de vedere biologic a trupului uman, este dincolo de, de îndoială de acum. Biserica Catolică, în perioada aceasta lui Paul, Ioan Paul al doilea, do, și Ratzinger, recunoaște că teoria evoluției nu este o simplă ipoteză, este un fapt. Mai multe argumente se intersectează, inclusiv evoluția omului, este un fapt, evoluția biologică a omului. În această perioadă, adventismul, devine tot mai neliniștit pentru că înțelege că creaționismul se bazează pe pseudoștiință. Și devine tot mai dogmatic. Însă în această perioadă mai apare ceva. Apare internetul. Așa că dacă până în anii 90 cineva putea să citească cartea lui Henry Morris, bazele științifice ale bazele biblice ale științei și potopul biblic de Henry Morris și mai citea niște publicații făcute de savanți de la Geologic Research Institute, cum că argumentele tipice, că de fapt nu se cunoaște cum au fosilizarea, e un proces necunoscut, că sunt nesigurațe în datele radiometrice, că este doar un joc, că nu este așa cum se spune, că genetic omul este cu siguranță o creațiune specială. Deci chiar dacă animalele sunt rodite genetic, este din au fost făcut după același tipar, dar omul e o creațiune specială, chiar dacă a fost făcut și după aceea, știi, par, mă rog, căile Domnului sunt adânci. Uh, însă, pe măsură ce aceste cercetări din genetică uh, și segmentarea genului devine tot mai exactă și informațiile sunt tot mai, mai, precise, este greu să le respingi, dar uh, întotdeauna există cărți care îți oferă, e așa numită metodă a omului de paie. Deci, uh, ceea ce face în general o literatura creaționistă, este să oferă o, o reprezentare caricaturizată a teoriei evoluției, pentru că după aceea să combată această reprezentare caricaturizată. Numai că din 90 trăim în epoca internetului și dintr-o dată orice tânăr sau orice bătrân are acces la toate aceste informații. Și pe măsură ce trece timpul informațiile se înmulțesc, are acces și la dezbateri, are acces la istoria reală a controversei. Sunt oameni dogmatici care nu mai interesează nimic, că n-au timp, n-au interes, n-au motivație și care stau în pătrățica lor. Însă cei care cercetează sunt imposibil să nu fie convinși că evoluția este un fapt. Și atunci ce așteaptă la biserică este o explicație teologică. Dar biserica refuză să ofere o interpretare teologică. Pentru că dacă biserica adventistă ar face ca biserica catolică să oferă o interpretare teologică a evoluției, Uh, ar fi prins din spate de acei membri furioși care ar considera că Biserica Apostăzia s-a repeta experiența cu Questions on Doctrine și cu Desmond Ford, cu Sanctuarul, uh, s-a repeta experiența Walter cu Ellen White sau lui mai prietenos al lui uh, uh, Ron Numbers, cu Profeta Sănătății. Uh, toate acestea s-ar repeta. Între timp apar și alte informații, informații de biblică, de istorie biblică, dar informații despre Lenait, despre felul cum șase scărțile, despre izvoarele științifice la nivelul secolului XIX ale concepției despre lume, despre limitele ei ca om. Și toate acestea nu sunt neapărat dușmănoase, cum e, citesc, de exemplu, cazul Ron Ambers. Cei care citește, cei care se informează, este impăsățional cu la o concluzie și pentru că mulți dintre ei vor să fie adventiști și vor să continuă în credința lor. Au nevoie de o reinterpretare teologică și de o interpretare teologică acestor date. Dar biserica înțelege că dacă îi câștigă pe ăștia, îi pierde pe ceilalți. Sunt de care nu se vor schimba niciodată, care nu vor să știe, nu vor să audă, își pune la urechi și la ochi. Și orice le spune, nu pot să gândească altfel decât au fost programați. Așa că biserica trebuie să decidă. Biserica își schimbă tactica. Se adresează celor Înguști, bigoți, celor care sunt împotriva științei, împotriva oricărei informații și care sunt baza bisericii și îi lasă pe ceilalți cei care cercetează, care pun întrebări că o minte inchizitivă, să plece să se ducă. Nu avem nevoie de ei. E o, o mișcare calculată pragmatică. Eu sunt convins că conducătorii noștri, inclusiv ne Sănă, nu sunt proști. Cred că știu bine la câte ceasuri însă ei sunt politicieni. Știu, așa cum uh, politicienii americani știu bine că pământul n-a fost făcut acum șase mii de ani, dar o spun ca să câștige voturile electoratului și o spun și, și republicanii și democrație mai nouă. Deci niciunul nu e mai bun decât celălalt aici. Uh, la fel, uh, conducătorii religios spun ceea ce vrea să audă publicul. Uh, Neil Wilson reprezintă oameni ca Ed Zinke, oameni cu bani în biserică, Oameni care dau tonul uh, reprezintă, uh, poate au consilier care îi sătuiesc și care evaluează situația foarte obiectiv. În ultima instanță, dacă uh, le oferi un sens credinței acestor mai tineri și mai educați, care uh, nu pot să mai accepte că pământul a fost făcut acum câteva mii de ani în șase luni, dacă încerci să le oferi lor un sens, aceștia nu vor accepta o conducere autoritară nu vor accepta răspunsuri dogmatice. Nu vor face tot ce li se zice. Oricum nu sunt baza pe care o vrem. Dacă îi lăsăm pe ei să plece. Și dacă ne bazăm pe cei care sunt mai înguști, care sunt mai dogmatici, pe aceștia putem pune bază. Cu bătaie lungă. Și este un calcul făcut pragmatic și făcut foarte inteligent. După decodarea genomului uman, ce apare nu așa cum am spus, este că ultima uh, fortăreață, aceea că Dumnezeu a făcut pe om ca pe ceva special din punct de vedere biologic, a căzut și uh, adventiști nu credem moarea Sufletului, nu pot accepta ideea Sufletului injectat. Bine, dar puteți să accepte ca Suflet muritor, pentru că asta este baza concepției lor. Dar uh, o, o, o asemenea iotă, o asemenea schimbare bruscă în teologie nu e posibilă din punct de vedere politic, nu este înțeleaptă. Dacă aș fi conducător al bisericii, toți conducătorii bisericii sunt politici în România sau în America, da? Aș gândi și eu politic. Și aș recunoaște că cel mai bine este să minți, să nu spui adevărul, sau să spui că, mă rog, oamenii încă nu sunt în stare să înțeleagă acest adevăr, așa că îi protejăm, te poți miți și pe tine însuți cu privire la motivele tale. Dar știi că baza sunt cei mai înguși și mai limitați. Deci, biserica trebuie transformată într-un cult în care informația să fie filtrată. Mergem la ultimul, ultimul președinte și ultimul papă. Ultimul papă merge mai departe. Nu se mai mulțumește să recunoască că biologic omul a evoluat. Ultimul papă susține că și Sufletul este rezultatul evoluției, că religia, morala, familia sunt rezultatul evoluției se explică prin psihologie evoluționistă, evolutivă sau evoluțională, nu știu care fi cuvântul românesc, evolutionary psychology, se explică prin psihologie evoluționară și continuă să evolueze. Și aici papa se pare că încarcă un, calcă o linie foarte clar definită și alienează întreaga corp al Conservator al Bisericii, care trebuie să recunoaștem că, ca orice biserică și la catolici, baza sunt conservatorii. Nu sunt cei care caută mereu altceva, fiindcă aceștia niciodată nu poți să prezici ce vor face, ci cei care nu-și pun întrebări și rămân la ce au, ce -au fost învățați. Acesta sunt baza. Deci, acesta este un papă care refuză să-și mul să mulțumească baza lui politică. Și stă de partea a ceea ce el că este adevărul. De ce? Acum sunt și alte motive. Între timp, s-au mai făcut progrese și în alte domenii. S-au făcut progrese în... Să iau un exemplu. Prima sufletului. Am ajuns la punctul în care, teoretic, un om poate să fie clonat. Omul din neantă, dar putea fi clonat. Deci, teoretic și practic, de fapt, nu mai ce și practic. Cineva poate fi cultural, nu ca că faci o copie în, în câteva minute. Este vorba că ar fi clonat ca să se dezvolte în, în uterus și apoi să crească ca un bebeluș și așa mai departe. Dar cert este că omul acela nu s-a format dintr-un zigot care provine din doi gameți, ci ar fi pur și simplu clonat dintr-o celulă. Și întrebarea atunci se pune, ce facem cu teoria păcatului original? Păcatul original se transmite prin concepție sexuală. Ce facem cu sufletul? Care se injectat în momentul concepției în zigot. Și în zigotul, format din doi gameți, este înlocuit cu o celulă luată. Și aceasta se dezvoltă după aceea ca un embrion. După toate legile embrionului. Însă ce facem cu sufletul în cazul acesta? Și Biserica Catolică nu poate să facă altceva decât să se fie foarte clar împotriva clonării. Ce facem dacă clonăm o mântunea în îi vom da drepturi. Ne va bate la box și la fotbal american și la lupte greco-romane pe toți, asta e fără îndoială. Dar poate că ne bate și la matematică, că avea un creier foarte mare, nu știm. Îi vom da drepturi. Francis Fukuyama, care este unul dintre cei mai cunoscuți filozofi neoconservatori din timpul nostru, a și propus ca să se dea o lege, ca orice este transhuman să n-ai pe drepturile omului. Să e interesant. Știți că în filmul uh, Atlas Cloud, uh, într-un viitor distopian în Corea de Sud, există fete clonate care lucrează în fast-food, la fast-food, mă scuzați, lucrează în fast-food restaurants în Corea. Și acestea sunt foarte docile. Și după, li se promite că dacă vor fi docile și cu să lase abuzat de clienți și de degeaba, uh, după ce Uh, își încheie un stagiu, uh, li se vor da drepturi și vor fi oameni normale. Adică sunt oameni în toate punctele de vedere, dar sunt clonuri și fiind clonuri nu au drepturi civile, îi vor da drepturi civile. de fapt sunt omorâte și uh, carnea lor este reciclată ca să iei hrană pentru celelalte clonuri. Asta este ideea. Și ideea este că dacă e clon, nu are drepturi civile. Nu are certificat de naștere, nu are drepturi civile, nu, mă rog, conservatorii se vor bate pentru un embrion, pentru un zigot, dar nu pentru un clon. Acesta este omul diavolului antihristul. Altă problemă este aceea că avem foarte mulți copii astăzi care sunt, care, mă rog, sunt cazuri de fecundare in vitro, iarăși. Și atunci întrebarea este unde este păcatul original? Dacă cineva își dăunează sperma și această spermă este injectată într-un ovul, unde este păcat original? Pentru că păcat original, aparent, e pe concepție sexuală. Este această o concepție imaculată. Uh, uh, însă e mai mult decât atât. Uh, știința că a să s-a foarte mult. Știm astăzi că tot ceea ce în min sufle, conștiința, cât de psihică, nu este altceva decât uh, uh, intersecția între mai multe activități ale creierului. Știm că și animalele au psihică și inteligență. Știm că creierul nostru nu este subit de la animalelor foarte mult. Este în principiu dedicat al animalelor. Numai că e mai complex și mai mare. Dar e o diferență de complexitate, nu de natură. Și știm că orice activitate psihică este, în ultima instanță, un produs al activității neonora, neonor, 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 neuronilor. Am mers până acolo că putem... Măsura și monitoriza activitatea neuronilor în orice activitate psihică. Am ajuns până acolo încât se pot cite gândurile oamenilor pe baza pe baza fumațiului de neuron care se activează din cei se gândește la ceva. Dacă compar cu neuronii care se activează când vorbeze despre ceva, aceeași neuron se activează când se gândește la ceva fără să vorbească și știi la ce se gândește omul respectiv. Nu mai putem crede într-un suflet, într suflet ca o entitate independentă de creier și de trup în timpul nostru. Și uh, înțelegem foarte bine astăzi, tot mai bine, că tot ce definește sexualitatea, psihicul, religia, morala umană, în ultima instanță, are o istorie în evoluția omenirii. Și se explică prin istoria omenirii. Așa că, Ratzinger, este, nu numai că este un ucenic al Teatru, dar a țigrăs la zi și recunoaște acest lucru. Uh, și atunci, locul lui Dumnezeu este în a direcționa lucrurile în această direcție, în a crea un univers în care evoluția are o direcție și un sens și în care inteligența umană este sensul și morala, dacă vreți, și binele, sunt sensul ultim al evoluției, în ultima instanță binele nu era pentru regele David, ceea ce, om după inima Domnului, ceea ce e pentru noi, da? Uh, nici noțiunea gusturilor nu erau aceleași. Nu știu câți dintre noi, nu știu ce femeie ar fi încântată ca soțul, ca iubitul să-i aducă cadoul pe care l-a dus David ca să al dragostei lui. El a la un psihopat și ar fugi de el, nu? Uh, nu știu cine ar putea în timpul nostru, numai, numai un, un, un criminal psihopat ar putea să o moare cum o David, cum o Moise, cum o Samuel care a dat în două pe Amalek. Ne uităm cu, 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 oroare la ce face Isis, că un tată pune mâna pe piatră și dă în cap fetei lui, că el e tată și trebuie să dea primul cu piatra. Dar nimeni nu era scandalizat de asemenea legi în Vechiul Testament. Și zice, fiindcă morala a evoluat, familia a evoluat, de nu mai acceptăm poligamia. Nu că planul lui Dumnezeu la început a fost altfel și... nu, nu. Adevărul este că noi am evoluat. Și atunci planul lui Dumnezeu nu este arătat într-o creațiune perfectă la început, ci mai degrabă în sensul, direcția spre care merge evoluția, dacă vreți evoluția morală, a familiei, a noțiunii de bine și rău, a, 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 a instituțiilor sociale și așa se face că papa e un progresist și poate fi numit marxist și a, a, de unii, unii, îl vor numi ateu, dar cert este că a, această schimbare a tonului papei nu reflectă numai faptul că el este și a fost un radical toată viața lui, ci mai degrabă că și nivelul la care s-au dat științele, nu numai științele vieții, dar și știința creierului, și la care s-au dat științele sociale, și s-a dezvoltat în care ajunge să înțelege, s-a dezvoltat antropologia în timpul nostru. Îi oferă pape o bază științifică foarte puternică ca să afirme aceste lucruri. Și atunci biserica, dacă vrea să respecte principiul că alegorizează Biblia, acolo de știința este refutabilă, trebuie să facă acest pas și să alegorizeze Biblia acolo unde vorbește știința cu argumente refutabile. Adică nu numai cu la evoluția biologică a omului, ci și la evoluția lui psihologică și spirituală, care este tot un produs al evoluției biologice. Aici ne întoarcem la Wilson. Și să înțelege aceste lucruri. Și înțelege că în contextul, uh, Wilson are la Universitatea de New York, nu nu, nu, nu om, ignorant, în contextul uh, avalanșei de informații în științele vieții, dar și în psihologie, și în științe sociale, și în antropologie, uh, nu numai că e nevoie ca credincioșii să fie izolați, și este nevoie ca argumentul logic să fie înlocuit cu argumentul din autoritate. Dar nu este nevoie de mai mult decât atât. Să folosești toate aceste legi descoperite de psihologie și de știința creierului și antropologie, să le folosești pentru a conduce științific biserica. Și până această conducere științifică. Este aceea că uh, într-un cult informația trebuie controlată strict dacă nu vrei să pierzi controlul asupra minților oamenilor și că doctrina adventistă, dacă nu se schimbă, nu poate fi altceva decât doctrina unui cult. Și ceea ce propune Ursul este să ne schimbăm. De ce să ne schimbăm? Pentru că schimbarea este riscantă pentru el și pentru elită, pentru conducere, pentru cei care profită din sistem. Schimbarea nu este imposibilă. Aici papa ne face de rușine. Atâta timp am spus că vine decretul dominical și că papa va întoarce vreme din evul mediu. Când se pare că papa vrea să meargă înainte cu secolul și noi vrem să ne întoarcem în evul mediu, pentru că noi nici măcar n-am ajuns în evul mediu. Noi vrem să ne întoarcem în epoca păstorului de capre care credea că stelele sunt îngeri și sunt oastea Domnului și că suflarea de viață este ceva ce emană din om și uh, a fost suflat de Dumnezeu în el și așa mai departe, noi ne întoarcem exact la același nivel. Pentru că la nivelul acesta putem exista așa cum suntem. Este posibil ca să ne schimbăm? Este posibil ca să mergem înainte? Răspunsul meu este da. Și uh, cred că motivul pentru care insist mereu cu privire la evoluție nu faptul că evoluția îți oferă un tablou magnific al vieții, în care totul face sens. Inclusiv probleme religioase și spirituale și morale fac sens în lumina evoluției. Dar și pentru că religia, dacă credem că Dumnezeu există, deci dacă credem că evoluția are o direcție și un sens, înseamnă că religia, așa cum spunea preotul tare, de Trebuie să fie un factor care simbolizează acest progres. Noi acum în biserică trebuie să trăim acel mediu utopic pentru timpul acesta, la care trebuie să ajungă cândva întreaga omenire. Și dacă înțelegem tot în context istoric limitele adventismului și ale baptismului și ale pentecostalismului, și ale ortodoxiei și ale catolicismului legate de epoca în care au apărut. În același timp, vedem că totdeauna aceste biserici au avut conducători care au, au ales să meargă înainte și alții care au ales să țină biserica în loc sau să meargă înapoi, vorba unui personaj Caragiale. Problema asta cu religia este că este legată foarte mult de paradigma unui trecut ideal, spre care trebuie să ne întoarcem și de care nu ne putem depărta decât mergând în jos. Și din acest punct de vedere Francis Cântei are curajul să schimbe paradigma, uh, probabil că nu va mai trăi mult și cu siguranță că după moartea lui biserica va avea grijă să șteargă cu, să dea cu pensula peste ce a făcut el, peste urmele lăsate de el. Însă uh, vorbind de biserica adventistă, Uh, ar fi, într-o istorie scurtă și în câteva idei radicale, și noi, uh, o bază de a merge înainte și de a ne schimba și a propune schimbarea. Gata uh, are, ca să trag o concluzie, uh, atât uh, afirmația președului Wilson cât și a lui Francis I, în ultima instanță reflectă. Un anumit volum, nu numai de cunoștințe, un anumit nivel la care sunt numai știința, științele vieții, ști, ș, neuroștiința, dar, la care, dar și accesul la informație de neimaginat înainte, care devine la îndemână pentru fiecare om. Și în acest context discursul se modifică vrem sau nu vrem. Dacă nu ne vom schimba, vom muri în pustie. Trupurile vor fi acoperite de nisip, vor fi uitate și lumea va merge înainte fără noi. Vă mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!